începând cu 2008, împreună cu colegii, am identificat cele mai mari probleme. Și problemele erau în toate domeniile, în învățământ, în sănătate, în educație, în infrastructură, în mediu. Și am început, bineînțeles, cu ce am apreciat noi la acea vreme, că este strict, strict necesar și prioritar. Și am reușit ca astăzi, când discutăm, să avem toate 4 sate alimentate cu apă, iar din urmă am venit și cu canalizarea. Am creat condiții permanent pentru a atrage investitori străini sau investitori români, nu numai din zona Iașiului, ci din toată România. Avem firma Delphi, de exemplu, care este cel mai mare producător de pompe de injecție din lume. Am construit un parc fotovoltaic, este cel mai modern parc fotovoltaic din România. Cum una fiind foarte mare, consumul sunt foarte mari de energie electrică și atunci ceea ce producem în parcul fotovoltaic se consumă în comună. Îmi doresc din toată inima să realizez obiective care să facă din Comuna Lețcani un pol și un nucleu de dezvoltare economic în județul Iași. Am reușit să construim cel mai mare parc agroindustrial din Moldova, Transagropolis, după o idee preluată la mai mici dimensiuni de la SIA Paris, în Franța, concomitent cu construirea unui parc logistic care a creat câteva mii de locuri de muncă. Grădinița de la Șerbești a fost ambiția mea de a demonstra că putem să le modernizăm sau să construim alte școli noi și grădinițe, să asigurăm educație la cel mai înalt nivel. Am reușit să alocăm în Șerbești 44 de locuri de casă, în Coropceni 25. Tinerii plecați de la noi de mult și-au dat seama că totuși în Comuna Ciortești se poate revigora comunitatea.